Sergei producător, da, Sergei Lupescu. Păi spun eu. Stai o secundă. Unde discutăm asta? Eu de ce? Unde se vadă mai unde discutăm asta? Noi am eu. Aici. Și ce faci tu, Arten? Că ce n-aș putea să vină așa de viață, dar am vorbit cu Dumnezeu. Dar atacul malefic este extraordinar de mare. Am observat că fumezi. Și eu greșesc extraordinar puțin. Dar greșești că fumezi, nu pute deloc țigara în gură, pentru că cineva, cineva dintre faceți parte cu sigurul, nu ține amuzat ca și partea cu noi, și aș cere ții, cere țigara. Tu nu dai seama de cineva, o conspiră, spune țigara în gură, nu mai voi. Dacă vine adio, dacă găsim pe cineva să fie. Așa se poate. Dacă vezi mai nervez rău. Eu aș vrea să fac o demonstrație mai nervez. Mă lua acuza că vine adevărat. Unde să vine? Stați după mine? Păi nu trebuie să vină femeia asta? Păi nu, că și vom noi și după aceea femeia. Păi eu acolo, în birul la margine. O săptămână, ei viază că în seara de aceea ce să spun, mă crezi? O săptămână întreagă să mă lasă cineva să fie numai spiciul meu să fie. Știi cât de multe idei sunt despre salvarea Terei, despre oprirea crizei economice mondiale. Mulțumesc, bine. Catastrofelor care sunt pe planetă. Enorm de multe am să vă spun, enorm. Sunt numai viziunile pe care le-am scris în carte să reau aceste viziuni și să le explic, să le descriu. Apoi sunt mesaje care iarăși ar trebui să le citesc din carte. Să vadă oamenii cum sună un mesaj. Deci eu aș avea, o să plec mai părinte și avea ce scrie. Sunt și mesaje care mi se transmit atunci. Deci o să fie și așa, de exemplu, uite, sau sunt exemple de persoane care mă abordează. Cum am apărut la televiziune, imediat, de exemplu, la Sighet m-a oprit pe stradă o persoană care are o copilă de 14 ani. Copila asta s-a născut din părinți care fumau și s-a născut cu handicap. Pentru că era handicapat, nu putea să umble bine, i-am făcut operații medicii. Dar medicii n-au putut să rezolve problema, mama o plătește cu produse tip fast food mai degrabă și s-a îngrășat, nu foarte peste măsură. Medicii au făcut operații, nu trebuia să îl facă. Și a rămas cu o groapă în șol, o groapă adâncă în șol și o are o tăietură de aici până aici. După ce are dureri de handicapat, de posedată, dar persoana, fetița aceasta este posedată de puteri malefice. Și posedarea aceasta de puteri malefice are loc datorită morților din neamul fiecăruia. Deci, ați văzut filmele cu ortele de mort, de schelete, să știți că nu este ficțiune. Morții sunt în vii acum. Și morții vor dispărea și vor dispărea în când între polul nord și polul sud se va forma un arc de foc enorm de mare. Când? În astral inferior va fi acest foc. Scrie în Apocalipsă că va fi terra curățită prin foc. Dar nu foc fizic cum credeți voi. Nu foc fizic cum credeți. Foc eteric, mântumanii. Foc eteric. Focul acesta eteric acționează în lume paralelă, în astral inferior. Va arde toată lumea din astral inferior, toți oamenii negri și maro și de alte culori și ligioanele, ca se transformă în șarpe și deci toate alte forme de reptilieni, vor fi așa atunci și cei care suntem în corpul fizic între dimensiunea karmică, în care suntem acum și astralul superior, vom auzi explozii și poclete în aer. Vom auzi și lumina și aerul care va fi în jurul nostru, va fi roșu. Măicuță, ce s-a întâmplat? Vom vedea roșu. Real.
Să știi că au fost de mai multe ori, situații în care Terra putea să fie afectată de meteoriți. S-ar putea să ajungem într-o zonă în care să fie meteoriți, într-adevăr. Există cartea, există o căzut, meteoritul. Nu e sfârșit. Să vă spun ce se întâmplă. Să vă spun. De aceea vă zic că ar trebui să stau săptămâna să explic și să fie întrebări puse de la telespectatori sau de la cineva. Să fie întrebarea, să dau răspuns, să înțelegeți clar și să termin, explicația până la capăt. Când pun eu punct, atunci să fie punct. La canal D mi-au făcut praf materialul, m-au dus în față la operă, cred că opera română, așa se numește, așa și au pus o expresie și o altă și au zis, iată secera care va secera pământul și au înțeles că eu sunt secera care secera pământul. Nu e adevărat, va fi un foc care se numește Sacru Tor. Să vă explic altfel. Sacru Tor este o energie care ține de cauzal. Există dimensiunea karmică în care suntem noi, astralul superior și cauzalul. Deci dimensiunea cauzală este o energie foc, de tip electromagnetic, care înfășoară orice corp cosmic, toate corpurile din cosmos au formă sferică. Păi forma ideală și perfectă, forma sferică. Torul acesta începe de la polul nord, merge în spirală, se continuă la mijloc și se închide în spirală jos. Când acest sacru tor este afectat de experiențele umane nocive, de radiații, de experiențe cu bombe, în general de arme. Corea de Nord. Ce faci acum Corea de Nord? Pregătește atacul împotriva Americii. Preventiv. America a atacat pe altcineva. Ca urmare a atacului împotriva Japoniei? Am un mesaj în carte care scrie, așa. Oricine va cauza război împotriva fraților lor, vor avea parte de ceea ce au dat. Deci asta spune tatăl. Și uite că se împlinește, Corea pregătește împotriva Americii. Și m-am gândit, dacă este în pericol Terra, datorită unui asemenea atac, de ce tatăl îngăduie să se întâmple asemenea catastrofe pe Pământ? Bună întrebare. Și o să vă explic de ce. Deci, acest sacru tor, atunci când este avariat, când atmosfera unei planete este avariată de tot felul de noxe, nu numai de să știți că toate gazele acestea care se elimină de la centrale și de la centrale termice și fumul care se elimină de la casele de locuit. M-am gândit eu că am aprins un foc în grădină și am stat puțin și simți că te asfixiezi dacă bate vântul spre tine și îmi pare să fum. Dar dacă într-o iarnă întreagă azi la țară se arde în jur de 10 metri de lemn. O familie. Adică eu că sunt singură persoană, dar unde este casa mai mare, se arde mai mult. Cât fum se adună și atmosfera deja a luat atât de mare cantitate de noxe, încât este în pericol oceanul eteric planetar. Deci oceanul eteric planetar se numește atmosfera, așa cum este. Deci, câmpul electromagnetic al planetei este afectat și sacrul tor se reduce. În loc să fie... Ca stratul de ozon. Fii atentă, nu? Ca stratul de ozon. Fii atentă, Teo. Deci, spirala avea spire dese, apoi spirala are tot mai puține, până când devine arc. E spirala minsa, la aia vă referiți? Nu, spirala sacru tor. Păi este, este forță cosmică din cauzal care păstrează scoarța terestră în poziție perfectă. Ca în starea în care este. Cum ar veni. Nu e exact, ca o scoarță de copac, nu copac, nu ca și copac, ca și un balon, fii atent, ca un balon, care ține interior aerul. Deci dacă sacru tor este distrus, sacru tor, încep cu tremure. Scoarța nu mai este în echilibru, dar să înțelegeți altceva. Scoarța terestră are trei straturi. Jules Verne a scris Călătorii spre centrul Pământului. Uh-huh. Terra este ca, am mai spus eu la canal de... Scoarța terestră are un strat exterior care este foarte dens și este de murdar. Are încă un strat sub el în care cei care sunt buni pe acest... Acum Pământ, sunt pe Pământ, vor trece dincolo, s-ar putea să fie teleportați. Și al treilea strat, care este interior și unde stau îngeri, arhanghel și serafim. Altceva nu poate să stea. Este heruvim, foc, heruvim, nu. Ei numai ei pot să stea, ei sunt ființe lumină.
Eu am făcut filozofia și am învățat să combat transcendentul din mare că e ontologic, în stil epistemologic, dar lucrurile astea nu le-am învățat, nu știu. Nu, asta e, numai eu știu. Deci, de aceea trebuie. Deci a fost inițiată special, v-am spus, într-un metru de caiete. Eu scriam prin dictare divină, auzeam și scriam în caiete, în caiete de 50 de pagini. Dictando? Dictare de la tatăl, cel bătrân, de la tatăl, cel bătrân. Dar de la eu eram cu Iisus Fracis mai tare, de exemplu, cu Domnul, este ipostasia lui Iisus Hristos, Domnul care era în corp tânăr și tatăl cel bătrân, la un moment dat, Iisus Domnul mi-a spus, Fracis mai tare, mi-a spus, draga mea, de astăzi nu mai vii în grup. Tu mergi și stai acasă și am plâns și am zis, chiar vezi, da, ai răbdare să vezi. Și m-am supărat foarte tare și m-am uitat la hainele mele și am zis, astăzi mi-am luat o bluză care îi place Domnului. Nu plăcea bluză, chiar vezi, dar să vezi, am zis, nu-i place bluza asta. Și eram în oraș. Eram în oraș prin Cluj și era o alta care, pe care o iniția, pe, ne lua pe râș și ne iniția, dar dată îmi spusese, să știi că de mine în niciun univers nu scapi. Așa v-a zis? De mine în niciun univers nu scapi. Și după aceea mi-a spus, ei, acum du-te acasă pe mine să nu mai cauți. Și mă duc acasă, imediat au de peste tot glasul Tatăl Ceresc. Nu-mi place bluza ta, nu-mi place bluza ta. Nu, îți spune, draga mea. Eu sunt. Atunci mi-a spus, adorata mea fiică, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este cel care se va naște din tine. Și când mi-a spus așa, a zis, Doamne, lasă-mă tată că au nebunit. Da, eu faci glume cu mine. Lasă-mă pași. Și am început să plâng și plângeam de mi-erau de perna. A zis, sunt cea mai nebună femeie. Și a spus, copila mea. Nu aveam de ce. Eu sunt integră, pot să gândesc, am fost cea mai bună în școală, la toate nivelele. Am fost cea mai bună. Smart, să stai bună de fire. Deci a venit porbra de tu. S-a repetat în 15 martie. Nu, dar să vedeți cum e concepția. Concepția imaculată. Eu am parte de concepție imaculată. Nu, cum credeți voi. Și după ce mi-a spus așa, am zis, nu se poate, asta este aberație, eu nu scriu nimic. Și tată, nu te supăra și vorbeam cu tatăl, locuiam în garsonieră la... Fișele mele, una era la facultate de matematică, una era la liceu de arte plastice, premiată, pe UNICEF, poza ei a ajuns în toate țările UNICEF, eu am învățat-o și a ocupat locul întâi pe UNICEF, în pictură, fiica mea cea mică. Și cea mare, doctor în matematică pură, doctoratul luat în America. Vă seamănă? Cu tatăl ei seamănă. Isaia a avut 2 de 9... Profetul Isaia, 2 de 9 și restul 10 în 5 ani de facultate. Deci atât de inteligent. El a avut viziune extraordinare. Așa. Și după ce mi-a spus, da, nu se poate. Corect. Și până la urmă m-a lămurit că s-a duc un cai și a spus, nu-i nimic, tu nu crede, ia un cai și scrie. Și am început să scriu. Și mi-a repetat, auzeam în eter cum se repeta. Erau 12 ființe care erau în jurul meu, repeta unul, cuvântul celălalt, 24 de persoane în jurul meu repetau același cuvânt. Binecuvântate ești între femei și binecuvântate este cel și se va naște în tine. Și a zis, Doamne, pe mine mă înnebunești. Nu pot să cred și am ajuns la un metru de caiete de dictare. Și stăteam de dimineață până la ora, în limba română, până la ora 3 noaptea stăteam și mâncam numai hrană vegetală, făceam chisma. Dar sunt cazuri, a scriu n-a rămas. Timpul în care... Ce caz mai știi care scrie în... În aramaică? Da, în aramaică. Limba care o vorbesc, eu așa știu că este chiar aramaică, dar nu... S-ar putea să fie ceva mai mult decât aramaică. Vedeți ce vă spun? Dar pe cine mai știi? Hai că trebuie să ne întâlnim. Sunt stigmata, toți. Cei care în preajma Paștelui au semnele. Cei care au semnele. Fade Pio. Da. Fade Pio a murit. Și el a avut mesaje. Da. Deci asta s-a întâmplat și să vedeți ce e cu sacul tot. Deci după ce se arde tera, deci am văzut, Iisus Domnul m-a scos într-o noapte, adică sunt la templul mare de Gățimara. M-a scos din corpul fizic și m-a scos în afara planetei, mult în afară, pentru că eu chiar o vedeam numai așa, mică. Albastră, da. Eu din exterior am văzut un arc de foc care era consistent. De ce m-a dus în exterior? Să văd cât de consistent e stratul de această seceră de foc. Că zice că voi arunca secera pe pământ și voi secera, dar cum să nu? Și voi secera grâul și ceea ce neghina o voi arde. Neghina sunt cei răi. Atenție la care fumați. Atenție, că nu veți rezista. Nu veți rezista corpul fizice.
care fumați, nu veți rezista. Și ce se întâmplă dacă vă fumeți? Veți muri, veți muri, v-ați zâșni sângele. V-ați zâșni sângele. Dar Teo, nici tu. Dar Teo, nici tu, deci pe tine te-am văzut. Nu mai e. Deci atenție. Așa. Trec de stratutor. Și după ce se mor, ce se întâmplă? Dar fiți atenți, fiți atenți. Secera aceasta a început să se rotească roată în jurul planetei și se extindea foc peste tot, peste tot, și vedeam cum ardeau... Numai puțin, ai răbdare. Îți spune și cu încălzirea globală cum e. Și Iisus Domnul m-a pus înapoi, m-a pus înapoi în fața, în fața spiritului, spiritul m-a pus în fața templului a clădirii mele și vedeam pădurea, pădurea de pe Gutin arsând cu niște flăcări de 60-80 de metri. Estimativ. Cu niște, cu niște pocnete și explozii, și explozii, dar în ce dimensiune era? Aici e marea discernere. Ce dimensiune era? Era în astralul inferior. Am patru mesaje pe care trebuie să le citesc, în care spune Tatăl, voi ardeți fața nevăzută a Delei. Astfel puterea malefică va dispărea total. Oamenii bătrâni din inferior pătrunde în calciu, cum era mai aia? Să fiți atenți, să vă explic acum altfel fenomenul. Oamenii care au murit. Această bucată de cretă. Cretă, bravo. Dragii mei, oamenii care au murit, care au fumat și au băut, care au mâncat peste măsură și au orgul. Anormale, nu. Asta cu precurvirea... Ce efect aveți să mă întrerupeți? Păi nu, că vreau să înțeleg că să mor doar din fumat sau și din restul. Din cauza fumatul, alcoolul și carnea de porc. Aceea nu e bună. Și carnea trupească. Carnea trupească. Eu poftez la donșoara asta. Uite, să fie de frumoasă. Asta e păcat. Tu, mami, te-ai observat ce bine ți s-a așezat ochiul de când sunt aici? Aaaa, ochiul maru? Ia să te fă mare. Nu. Tu când îți merge ochiul într-o parte, cel care te posedează, îți aduce o entitate rechilă pe ochi. Aceea trebuie măcar cu palma să mă depărtez. Dar uite că nu mai este. Eu ți-am zis că e joacă ochiul ăla. E de rechilă. Dar fiți atenți la explicația mai departe. Aceste tuburi care sale morților iau formă de rechilă. Intră ca oameni, au formă de om, intră ca om și în timp ce stau ca om, în interiorul omului se pot transforma în șarpe, pot cu capul să muște din ficat, din fiere, din intestine și cozile le țin pe picioare, uite așa înfășurate. Ați văzut? Eu am omorât până acum 17 miliarde de reptile în templul Artemis. 17 miliarde! Deci era atât de multe amadunate. Să vă explic altfel. Cei care fumează și beau folosesc cuvintele coardă și la televiziune nu este o întâmplare că se face reclamă, se face reclamă la medicamente care distrug șerpii, n-ați văzut la canal de șerpii care stau pe aici și hemoroizii. Și deci, toată lumea știe că există hemoroizie, aia e altceva. Dar șarpe când apare reclamă și hapla. Când un om intră într-o persoană, îl duce să mănânce. Să vedeți de câte ori m-au dus pe mine să mănânc și cum am scăpat, atâta. Mare lucru. Pe mine, eu când sunt la acasă în Mara, la 10 minute trebuie să mănânc ceva. Și ca să nu mă îngraș, îmi pun... De ce în icoana mea apare șarpele la picioare, șarpele enorm la picioare, pentru că am adunat duhuri de pe toată Terra. Iisus Domnul a distrus reptilele enorme de câte 10, 15, 20 de metri, care sunt de balauri din perioada preistorică. Cele care sunt mai mici mi-l-o lăsa mie. Dar cei care sunt oameni, mă duc din nou să mănânc. Și atunci, ca să nu mă îngraș, mănânc măr. Pentru că merele îmi plac și șarpele apare cu mărul în gură. Gură, da, clar. Deci eu mă duc măr. Care nu mă îngrașă. Altă treabă. Nu, tu, mami. Așa, după ce... Deci, ce se întâmplă? Deci când se metamorfozează? Când se metamorfozează din om, se transformă în reptilă o persoană în interiorul altei persoane, se fixează cu un capăt în gură. Aici, în obraj, care vedeți fălcoși. Sunt persoane care au așa fălci, care au ceafă care lată. Fălci pe aici? Au ceafă lată. Stau, uite, așa, prin ceafă încarnație asta? Stau. El? Fixați. Stau fixați, dar de devină el. Păi nu, da, așa arată. Stau fixați pe ceafă. Stau fixați prin încarnație pe cap. În gură, pe limbă și ce? În limbă intră aceste entități. Șarpele. Entități, trec șarpe. Viața ai de vină sau cum era?
când, fiți atenți, fiți atenți, când va trece acea secelă de foc, toate aceste entități din omul fizic, care este lumea aceasta fizică, toate aceste entități vor fi arse. Altceva trebuie să vă spun, că aceste entități sunt grele ca plumbul, pentru că sunt șerp metal. Și la mine cred că stau în picioare. Sunt șerp, da, picioare, nebunie, poți să simți câteodată, dacă vine... Da, hai să începem ședința, că aveți ședință. Maria, hai să filmăm, te rog. Continuăm. Filmăm unde, la aia birou? Da, unde?